Domnul și Maica Domnului să vă binecuvântească, să vă binecuvânteze și să vă ocrotească. Dragi prieteni, începem așadar această ediție a emisiunii Cântare Cărții cu binecuvântarea părintelui Iov Pătrașcu, mânahul de la Zătren, care scrie cu degetele de la picioare. Și dacă săptămâna trecută iuram într-un mult și frumos ani, astăzi aș putea spune că, documentându-mă oarecum, am înțeles că Sfântul Iov era recunoscut pentru răbdarea sa. Nu-i așa, dragii noștri, că răbdarea este o virtute? Și tocmai de aceea vă mulțumesc pentru răbdarea de care ați dat dovadă timp de 3 ani, de la prima ediție realizată de mine a Cântării Cărții, pentru că întâmplare sau destin sau coincidență, eram în studioul televiziunii Etalon la prima ediție realizată de mine, tot cu o fată dragă sufletului nostru și un bibliotecar cunoscut și apreciat la nivel național, dar să știți că și la nivel internațional. Așadar, Ioana Goran, de la Biblioteca Publică din Păușești, Măglaș. Bun venit, Ioana, în emisiunea noastră! Bună ziua și bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fim din nou împreună în studioul televiziunii Etalon la această emisiune frumoasă Cântare Cărții. Dragă Ioana, atunci alături de tine se afla în studioul nostru și doamna profesor Veronica Tamaș, un istoric cunoscut și apreciat, un dascăl care a educat generații de vâlceni, dar și o mare scriitoare. Spre regretul nostru, astăzi doamna Veronica Tamaș ne privește de undeva din ceruri. Însă noi nu îi vom uita niciodată atât chipul cât și mai ales scrierile sale. Revenind la întâlnirea de astăzi, cred că la edițiile anterioare, prieteni dragi, vă tot vorbeam de Păușești Măglaș, de localitatea al cărui edil, domnul primar Alexandru Dediu, a vegheat ca acele locuri și zone binecuvântate de Dumnezeu să fie cunoscute, apreciate, să fie împodobite de slava lui Dumnezeu, dar și de oameni frumoși și gospodari. Dar în același timp vă spuneam că acolo unde omul veghează, Dumnezeu sporește. Iar Ioana Goran nu este nu numai un bibliotecar. Ioana Goran este în același timp și un scriitor. Și vom descoperi pe parcursul emisiunii și alte valențe ale bibliotecarului Ioana. Am început, draga noastră Ioana, prin a ne mai povesti câte ceva despre Păușești și despre ceea ce se mai întâmplă acolo, la tine, în localitate. Despre Păușești Măglaș se pot spune foarte multe lucruri. Încă de acum 25 de ani, de când mă ocup de destinul Bibliotecii Publice din Păușești Măglaș, am avut o preocupare pentru a face cunoscută istoria... Țin mai tare, dacă se poate, așa te rog. Cunoscută istoria acestor locuri, pentru că această localitate este localitatea în care m-am născut, în care am copilărit, în care mi-am petrecut anii tinereții și în care locuiesc în prezent, în care îmi sunt părinții, frații, familia, copil frumos și talentat. Și am și rădăcini. Și un soț care veghează și te sprijină. Străbunicii mei și bunica din partea paternă au locuit în această localitate și dragostea față de locurile acestea m-a făcut să scot la lumină aspecte din istoria acestei localități. Tocmai am terminat împreună cu domnul profesor doctor Ioan Popescu o schiță monografică a localității Păușești Măglaș, care va apărea în Enciclopedia Vâlcii, lucrare de apariția căreia se îngrijește domnul Ion Soare. Da, Ioana, pentru a trece oarecum cu bine proba emoțiilor, am să-l rog pe domnul Viorelu Adrian Cherescu, domnul director, dar în același timp și regizorul acestei ediții, să ne aducă în prim plan și câteva imagini, poate ne va fi mai ușor. Îți spuneam așadar, scriitorul Ioana Goran și prieteni dragi, la lansarea volumului Satul Vâlcean, prin ochii copiilor,
de la Păușești Măglaș și a fost un moment extraordinar de emoționant pentru că alături de Ioana s-a aflat și tatăl domniei sale, care a dat o mână de ajutor, cum se spune, la realizarea realizarea acelei cărți. Începem și cu imagini. Uite, Ioana, o să te rog să privim pe ecran ca să depășim acest moment frumos. Sunt imagini de la bibliotecă, da? Aceste imagini sunt de la sediul vechi al Bibliotecii Publice Antim Petrescu. Sunt împreună cu delegația tinerilor bibliotecare din Republica Moldova, venite în România într-o vizită de lucru. Dumnealor sunt însoțite de doamna Daniela Drăghici și de colegele de la Biblioteca Județeană Flori Ghițe și Alina Nicola. Vizita aceasta a avut drept scop să povestim despre cum am reușit să implementăm programul Biblionet în comuna Păușești-Măglaș, pentru că aceste tinere bibliotecare erau la început de drum în implementarea unui proiect similar în Republica Moldova, Novateca. A fost o vizită, eu zic, constructivă și foarte plăcută și m-am bucurat foarte mult că au ales să vină la Biblioteca Publică din Păușești-Măglaș, pentru că, fiind bibliotecare, apreciază, știu exact în ce constă munca de bibliotecă și atunci când oamenii din aceeași breaslă apreciază munca ta, practic îți te impulsionează cumva să continui ceea ce faci și înseamnă că lucrurile pe care le faci sunt lucruri valoroase și luate de încă de bună practică pentru alte biblioteci. Da, ce imagine! Mulțumim, domnul Viorel Adrian Chirăscu. Este o imagine de suflet, doamna Veronica Tamaș. Doamne, eu nici nu aveam această imagine. Face cât 1000 de cuvinte, pentru că mulți dintre noi am aflat prea târziu de plecarea la cele veșnice a doamnei profesoare și nu am avut ocazia să o petrecem, cum se spune, pe ultimul drum. Tocmai de aceea această evocare și faptul că tu ne-ai adus imaginea ne dă posibilitatea să ne aducem aminte cu evlavie și cu respect de cei care au netezit oarecum cărările culturii vâlcene. Mulțumim frumos pentru această imagine și în același timp aș vrea să vă spun, prieteni dragi, că Biblioteca Județeană, uite, este chiar o imagine din holul Bibliotecii Județene, prin alături de Ion Budișteanu, inventatorul vâlcean, eram la început de drum cu proiectul Code Kids și dumnealui împărtășise coderilor din Păușești-Măglaș, copiilor pasionați de informatică, câteva din secretele programării și a succesului pe care dumnealui a reușit să-l aibă în acest domeniu. Da, spuneam la un moment dat că la Biblioteca Județeană se întâmplă lucruri frumoase și așa cum te-am și prezentat, deci activitățile tale sunt cunoscute atât la nivel național cât și internațional și am văzut clar imaginea cu colegele noastre din Republica Moldova. Trebuie să remarcăm în același timp că un sprijin important primești și de la Biblioteca Județeană, domnul director conferențiar universitar dr. Remus Grigorescu a deschis oarecum această colaborare frumoasă pe care noi de la Vâlcea o avem cu colegii noștri din județ sau, cum spunem noi, din teritoriu. Revenim la imagini, deci te rog să mai spui tu. Aici eu... Sunt la școala Gimnaziala Chin Popescu, școală cu care am o colaborare foarte frumoasă. La ziua educației, în cadrul proiectului Ora Creștin, am desfășurat o activitate legată de alimentația sănătoasă și copiii au reușit să realizeze din fructe și legume aduse din gospodăriile proprii al părinților dumneavoastră, fructe, legume din care au făcut la final și o expoziție foarte interesantă.
Deci așadar copiii de la Păușești știu, sunt frumoși, sunt sănătoși, sunt inventivi și sunt alături de tine ori de câte ori îi provoci la diferite proiecte și programe și trebuie, sau cel puțin eu am observat o bună colaborare între tine, între biblioteca din Păușești, instituția primăriei și școala gimnazială de acolo. Da, de altfel nici nu activitățile inițiate de mine nu ar avea succes dacă nu ar exista această foarte bună colaborare între primăria din localitatea Păușești-Mărlaș, școala Achim Popescu din Păușești-Mărlaș, bibliotecă și alte instituții de pe raza localității. Da, am văzut acolo o armonie, o comuniune între elevi, dascăli, îmi permis să zic dascăli, mi se pare așa de frumos și de sugestiv acest termen, dar am observat că și cei care lucrează în primărie, de la contabilitate până de la contabil, până la reprezentanți, știu că acum există și un director de cămin cultural, nu? Sau, da? Vă sprijiniți foarte frumos. Te rog să ne spui despre această imagine. Suntem la Băile Olănești, la biblioteca din Băile Olănești. Sunt împreună cu membrii clubului de bicoder din Păușești-Mărlaș, club înființat împreună cu Fundația Progres, care a avut membrii acestui club, au copii din localitatea Păușești-Mărlaș, au încercat să facă primii pași în programarea de bază, cu ajutorul programelor pe care le-am primit de la Fundația Progres. Aici ne aflăm la Băile Olănești pentru a-i ajuta pe copiii din Băile Olănești să înțeleagă și ei primii pași în programarea de bază și, dacă sunt pasionați, să înființeze și un astfel de club. Aici sunt împreună cu colega Maria Mesea de la Biblioteca din Băile Olănești și o doamnă profesoară care s-a ocupat de copiii prezenți la activitatea noastră. Da, se vede foarte frumos această colaborare între bibliotecile din județ, pentru că o parte din proiectele pe care voi le derulați au ca parteneri. Știu de parteneriatul cu biblioteca de la Pietrar, Crina, Crina Popescu, salutăm, o apreciem. Mi-aș dori să depășim aceste momente și să o avem în mijlocul nostru și pe Crina, pentru că și acolo există un pol al lucrurilor bine făcute. Continuăm pe baza acestor imagini de la... După muncă și răsplată, suntem din nou în Băile Olănești, după activitate, după terminarea activității, la o plimbare prin orașul Băile Olănești. Iona, când porniți la drum într-un proiect, există de la sine ideea aceasta de a colabora cu, să zicem, Biblioteca Județeană, sau faptul că voi de-a lungul timpului ați reușit să aduceți în prim plan locuri, oameni frumoși, istoria locurilor, v-a determinat să apelați unii la ceilalți? Care ar fi într-un fel explicația acestor frumoase colaborări? Întotdeauna a existat o colaborare între Biblioteca Județeană și Biblioteca Publică din Păușești-Mărlaș și cred că deschiderea pe care o are Biblioteca Județeană ne-a ajutat și pe noi. Uite, aici te întrerup, iartă-mă că te întrerup, domnul director al bibliotecii, domnul conferențiar universitar doctor și în același timp doamna Alina Nicola, coordonator al compartimentului proiecte și programe, și mă bucur că ai ales această imagine care demonstrează implicarea Bibliotecii Județene în activitățile derulate de-a lungul timpului. Sunt imagini de la Târgul de Știință, desfășurarea Biblioteca Județeană Alin Ireanu, membrii clubului de colii din Păușești-Mărlaș, prezenții cu standul nostru, explicând vizitatorilor Târgului de Știință cum au reușit să realizeze anumite experimente.
Este unul dintre proiectele foarte importante. Te-aș ruga frumos să mai vorbești despre acest proiect, pentru că știu că sunt implicate vreo 7 sau 8 biblioteci din județ, de la Biblioteca Tomșani, Pietrari, Valea Mare. Te rog frumos, mi s-a părut foarte interesant și copiii foarte bine implicați și... Într-adevăr, este un proiect național în care sunt implicate și câteva biblioteci vâlcene, printre care și Biblioteca Publică din Păușești-Măglaș. Acest proiect a fost derulat în colaborare cu Fundația Progres și 16 elevi din Păușești-Măglaș au format clubul The Bike Coders din Păușești-Măglaș în cadrul acestui proiect. Așa cum vă spuneam, au reușit să descifreze cumva primii pași ai programării. Au participat la 2 târguri de știință organizate la Biblioteca Județeană Antimi Viranu. Au fost premiați de fiecare dată. Cel mai mare premiu pe care l-au primit din partea Fundației Progres pentru activitatea desfășurată a fost locul întâi la secțiunea ESEU a unui concurs național inițiat de Fundația Progres în cadrul proiectului Code Kids, premiul obținut de Dimitrie Goran. Da, mi-amintesc cu drag că Dimitrie este, aș putea spune, abonat la premii. Mi-amintesc că și la concursul Vâlcea Coș de Rai, sunt martoră la vreo 3-4 ediții, Dimitrie este totdeauna premiat. Mă bucur că l-am cunoscut și de Domnul ca aceste premii să-i fie de bun augur pe drumul vieții și să-și aleagă destinul de așa manieră încât să ducă mai departe frumusețea acestor locuri. Iată-ne în comuna Bunești, alături de domnul primar Viorel Radi și de doamna bibliotecar Iuliana Radi, într-o vizită cumva de mentorat. Clubul nostru de coding, invitat de doamna Iuliana Radi, în localitatea Bunești, pentru a-i iniția pe copiii din Bunești în programarea de bază, noi fiind club de avansați, iar clubul din Bunești fiind începători. După cum vedeți, am avut cu noi și robotul hidraulic realizat de copiii din Păușești-Măglaș și în cadrul clubului nostru de coding. Roboțel care de altfel a fost și premiat la târgul de știință din care a avut loc la Biblioteca Județeană, la ediția a doua. Și vedeți încântarea copiilor din Bunești la descoperirea ceea ce au reușit să facă copiii din Păușești-Măglaș în cadrul clubului nostru de coding. Foarte frumos, felicitări și uite, încă o dovadă că acolo unde primăria se implică, l-am văzut și pe domnul primar de la Bunești, lucrurile se așează frumos, copiii sunt interesați de ceea ce se întâmplă, iar când un bibliotecar vine cu idei frumoase, atunci copiii demonstrează că sunt inteligenți și că sunt cooperanți. Imagini și pe domnul Ovidiu Ana, director formare în cadrul Fundației Progres, care ne-a vizitat de 2 ori în cadrul desfășurării proiectului Code Kids. Stând de vorbă cu membrii clubului nostru de coding, lăudându-i pentru performanțele lor și încurajându-i să meargă mai departe, chiar să-și aleagă o carieră în tehnologie, pentru că îi va ajuta foarte mult în, practic, în orice carieră ar urma să o facă în viață. Dacă își cunosc noțiuni de programare, le va fi mult mai ușor. Aici, de asemenea, suntem la Târgul de Știință de la Biblioteca Județeană, ediția a doua, povestind reporterilor. Da, o văd acolo, Ana Maria Cârstea, da, și pe domnul Henning, da. La standul nostru avem robotul hidraulic și alte realizări pe care le-am expus la acest de știință. Eu știu că de-a lungul timpului, Ioana, ai niște premii și la nivel internațional. Aici ești tot cu doamna Iuliana Radi sau? Nu. Ești tot la Biblioteca Județeană cu... ...pe care le-au obținut membrii clubului nostru de coding.
Da, și ai acele diplome la nivel internațional. Ce proiect ai dezvoltat tu și ați fost evidențiați? Unul dintre premiile de valoare pe care le-a obținut Biblioteca Publică din Băușeș-Măglaș a fost premiul pe care l-am obținut pentru derularea cu succes a proiectului Banii pe net și Banii IQ, fiind considerată activitatea din cadrul acestor proiecte, activitatea bibliotecii publice, fiind considerată una dintre cele mai reușite din țară. Premiul mi-a fost numit de Andrei Baran în cadrul unei conferințe internaționale care a avut loc la Biblioteca Națională a României. Avem și multe alte premii, două premii întâi și două premii trei la un concurs național. Este bine să revenim un pic cu imaginea și pe studio, domnul Viorel, da? Deci continuăm. Premiul, da? Spuneai de premiul... Da, avem mai multe premii, dintre care două premii întâi la concursul Hai pe net. Sunt și alte premii pe care le-am obținut. Cred că n-a fost anul în ultimii 10 ani să nu obținem premii naționale și județene în urma activității pe care am desfășurat-o în cadrul unor proiecte la Biblioteca Publică din Băușeș-Măglaș. Aș putea în același timp să dezvoltăm puțin ideea de a fi în casă nouă. Mi-amintesc cu drag de septembrie 2019, când am participat cu toții la inaugurarea noului sediu care se află în clădirea Căminului Cultural și aș vrea să ne explici de ce biblioteca ta se numește Antim Petrescu. Un sfert de veac, când lucram la fișierul Personalia, la îndemnul domnului Petre Petria, metodist în acea vreme al bibliotecilor din județul Vâlcea, am descoperit personalitatea acestui episcop, Antim Petrescu, născut în comuna Păușești-Măglaș și am considerat că ar fi bine ca biblioteca din localitatea noastră să-și lege numele acestui episcop. În 1999 am realizat de altfel și primul medalion comemorativ episcop Antim Petrescu. Această manifestare se întâmpla la 80 de ani de la trecerea la Domnul a episcopului Antim Petrescu. În luna septembrie anului 1999 am avut atunci la această prima manifestare comemorativă alături de mine pe doamna Iona Petrescu, nepoata episcopului, pe domnul Vasile Mamotă, pe domnul Petre Petria și alții, pe domnul Costea Marinoiu. A fost un medalion comemorativ, spun eu, reușit și care m-a motivat să continui să aduc în atenția publicului personalitatea episcopului Antim Petrescu, fapt pe care l-am făcut odată la 5 ani în ultimii 20 de ani și chiar dacă a fost greu, tu ai reușit și toate eforturile tale au fost încununate de succes și avem aici o imagine extraordinară care ne spune că eforturile tale au dus la prezența în mijlocul enoriașilor din localitate a înalt-preasfințitului arhiepiscop Varsanufie. Se întâmpla în septembrie 2019 cu prilejul, așa cum spuneam, al inaugurării noului sediu. A fost atunci o slujbă de sfințire și tocmai de aceea efortul tău trebuie cunoscut și apreciat. Am fost martor la câteva ediții și știu cât te-ai zbătut și știu cât s-a muncit ca să dăm importanță, valoare. Știu cât te-ai străduit să găsești documente. Știu că o parte din documentele pe care tu le-ai scos la lumină au fost publicate în diferite publicații. Și tocmai de aceea te felicit și
Sper ca și pe viitor să continue această frumoasă aducere aminte, pentru că, așa cum se știe, Vâlcea este zona binecuvântată de Dumnezeu cu mari ierarhi, așa cum se vede la voi, la Păușești, episcopul Antim Petrescu, la Măciuca, mitropolitul Efrem Enăchescu, în grăvile Vâlcii, cum se spune, Bartolomeu Anania a sfințit locurile, iar nu în ultimul rând, la Stănești, Patriarhul Iustinian Marina, apostolul neamului românesc, este cel care veghează ca noi să fim binecuvântați de Dumnezeu și să ne împlinim menirea. Am avut o imagine frumoasă cu domnul primar Alexandru Dediu, o să-l rog pe domnul Viorel Adrian Chirescu să revină asupra imaginii, pentru că știu că ți-a oferit un sprijin deosebit, în special în ultimii ani, pentru că dânsul este la câte la mandat de primar. Știu că dânsul se află în fruntea al câtelea? Al doilea. Al doilea, da. Dânsul a vegheat foarte mult să fie adus în actualitate frumusețea locurilor și importanța personalității Marelui Ierarh. Aici, la fel, o imagine foarte frumoasă de la intrare și ne bucurăm să o avem alături de noi pe doamna Iuliana Radi, colega noastră de la Bunești, și dacă văd eu acolo în spate, este și domnul viceprimar, care în același timp este fratele domnului primar de la Bunești, ca să vedeți ce înseamnă oameni, locuri, sfințiri de obiective. Da, mă bucur să avem aceste, iar o imagine superbă de la intrarea în Căminul Cultural. Suntem alături de înaltul sfințitul arhiepiscop Varsanufie. Este, din punctul meu de vedere, în septembrie s-a scris o pagină de istorie la Păușești și asta aș putea spune fără a supăra pe nimeni. Un rol important alături de primărie, de domnul primar, a revenit bibliotecii și în speță Ioanei Goran. Fără falsă modestie, Ioana, vreau să ne mai povestești puțin de eforturile pe care le-ai făcut de a pune în lumină localitatea și în special de a oamenii de a-și aduce aminte de Antim Petrescu. Puțin dintre noi am știut, în afară de tine, ce personalitate marcantă și ce importanță, chiar dacă răstimpul în care s-a aflat în fruntea Episcopiei Vâlcene a fost doar de câteva luni, dacă știu bine. Te rog să ne punctezi puțin. Da, eu am vorbit de câte ori am avut ocazia despre Antim Petrescu, episcopul Antim Petrescu. Anul trecut, pentru că se împlineau 100 de ani de la trecerea la cele veșnice ale episcopului Antim Petrescu, am scris un articol în Casa Cărții, revista bibliotecarilor vâlceni, și în care am punctat câteva aspecte din viața și activitatea episcopului Antim Petrescu, despre care o să vă spun și astăzi, pe scurt, câteva lucruri. Alexandru, fiul lui Petre Marinescu, s-a născut la 28 noiembrie 1875 în satul Vlăduceni, comuna Păușești-Măgla, județul Vâlcea. După absolvirea școlii primare în comuna natală, și-a continuat studiile la seminariile Sfântul Nicolae din Râmnicu Vâlcea și Seminarul Central din București. Pe 11 ianuarie 1898, tânărul seminarist Alexandru Petrescu s-a cununat religios cu Natalia Moxa, care i-a dăruit 5 copii. La 27 ianuarie 1898 a fost hirotonisit ca diacon pe seama mănăstirii dintr-un lemn. Între anii 1898 și 1902 a urmat cursurile Facultății de Teologie din București, pe care a terminat-o cu magna cum laude. În anul 1903, diaconul Alexandru Petrescu a fost hirotonit preot pe seama Bisericii Sfinții Arhanghel din Craiova. În perioada 1903-1912 a fost preot la Biserica Sfinții Arhanghel, confesor de garnizoană, președinte al consistorului apelativ eparhial și profesor la liceul Dimitrie Sturza din Craiova. Pe 17 februarie 1905, preotul sachelar Alexandru Petrescu a devenit duhovnic. În vremea în care a fost paroh la Biserica Sfinții Arhanghel din Craiova, a tradus numeroase scrieri creștinești pentru hrana sufletească a credincioșilor. Crucea de lemn, coșulețul cu flori, chipul mamei, cel mai mare bun din lume, pusnicul din Carmel și multe altele. Viața a fost presărată cu grele încercări. În 1906 i-au murit doi copii, în 1909, trecând la cele veșnice, și mama Constantina. A fost nevoit să-și crească singur cei trei copii în viață. Nu avem imagine, scuze.
Nu avem imagine, domnul Viorel? Da, continuăm, acum da. Prematura soției în iulie 1918. În anul 1912, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române l-a ales desemnântul la rang de arhiereu, în funcția de vicar al Mitropoliei Moldovei, cu titlul de Botoșeneanul. Înainte de hirotomie, conform canoanelor bisericești, schimbase numele, numindu-se Antim Petrescu. În anii dinaintea Primului Război Mondial, a fost președinte al Ligii Culturale pentru Unitatea tuturor românilor pentru Moldova. În timpul războiului de întregire a neamului, a înființat două spitale mobile în care serviciul sanitar era asigurat de călugări și călugărițe pregătiți pentru a fi infirmieri. Activitatea sa de pe front i-a fost răsplătită cu Ordinul Sfânta Ana. La 3 iulie 1918 a fost ales episcop al Râmnicului Noul Severin cu reședința la Râmnicu Vâlcea. După terminarea războiului, ca urmare a decretului emis de guvernul Ionel Brătianu, prin care erau anulate toate deciziile guvernului anterior, episcopul Antim Petrescu a demisionat, nemai având calitatea de episcop al Râmnicului. Ca locțitor, a continuat să conducă însă eparhia până la decesul său din 6 septembrie 1919. A fost îngropat lângă altarul bolniță din curtea episcopiei Râmnicu-Vâlcea. Mulțumesc frumos pentru aceste informații, sunt foarte utile. Mulți dintre noi, când vizităm Arhiepiscopia, este bine să aducem un gând și o rugăciune și celui ce a vegheat pentru scurt timp să fie pace și armonie la Râmnic. Avem imagine acum de la un moment drag sufletului nostru. Revenim așadar la scriitoarea Ioana Goran. Anul 2019 a fost un an benefic pentru tine. Am avut ocazia să participăm la lansarea lucrării, te rog frumos să ne spui exact titlul, că avem o imagine acolo unde este și domnul primar, avem și pe doamna interpretă Tatiana Mărcoianu. Ne-a fost atunci alături și doamna Iuliana Mateescu și sper să avem timp să punctăm și faptul că cred că tot în toamna anului, sau nu, la începutul anului 2020 a fost un eveniment frumos realizat de doamna Iuliana Mateescu. Dar revenind la carte, te rog. Este vorba de cartea Satul Vâlcean, văzut prin ochii copiilor de ieri și de azi, din Păușești-Măglaș. Carte de apariția căreia m-am îngrijit împreună cu doamna Zenobia Zamfir și cu domnul Gheorghe Constantinescu. Da, este o lucrare pe care tu te-ai străduit să o dedici în special copiilor, ceea ce pe mine m-a emoționat teribil, pentru că atunci când avem un prim plan copii, avem asigurat viitorul. Iar felul în care tu te-ai străduit să-i aduci pe copii la bibliotecă este remarcabil. Avem acum o imagine din holul bibliotecii, unde am avut copii din tot județul, participanți la concursul Vâlcea Colț de Rai, iar copiii tăi au primit, ca de obicei, numeroase premii și poate că un merit mare l-ai avut și tu în obținerea acestor frumoase diplome, rodul muncii voastre a tuturor. Cred că este copilul Dimitrie Gora. Noi am participat, Biblioteca din Păușești-Măglaș a participat la toate cele 8 ediții ale concursului Vâlcea Colț de Rai și în fiecare an ne-am aflat pe podium. Am înregistrat chiar și, să spunem așa, o premieră sau un record, cum să-i spun. Unul dintre participanți, este vorba de Dimitrie Goran, a participat la toate cele 8 ediții și a fost premiat de fiecare dată. El este acum licean și nu va mai participa, dar are amintirea acestor momente frumoase de la Biblioteca Județeană când a fost premiat. Da, avem niște imagini acum de la biblioteca de la Craiova. Da, spuneam, Vâlcea, țară, încă o dovadă în plus că biblioteca de la Păucești este frumos reprezentată și în alte zone ale țării, iar noi aici ne aflăm la o șezătoare literară organizată de fetele din asociația Oltenia cu ASIE și ne-am bucurat de o primire frumoasă și am adus în prim plan frumusețea portului din județul Vâlcea, din Oltenia de sub munte, cum se spune, iar tu ai făcut ca de obicei o figură frumoasă și te felicit pentru aceste eforturi pe care le faci de a pune în valoare
frumusețea locurilor din Păușești și în același timp, cum spuneam mai înainte, copiii din Păușești să fie cunoscuți, apreciați, nu știu în ce măsură timpul ne va permite, știu că ai pregătit să se ne și citești ceva din lucrarea ta, dar spune-ne ce rol a avut tatăl tău în această lucrare, pentru că a fost foarte emoționant să vă văd pe scenă atât pe tine cât și pe tatăl tău. Rar se întâmplă așa ceva, încă o premieră la biblioteca voastră. Așa cum spuneam, cartea se intitulează Satul Vâlcean, văzut prin ochii copiilor de ieri și de azi din Păușești Mârlaș. Tata este copilul de ieri din cartea noastră, care are o povestire foarte frumoasă, amintiri din satul copilăriei mele, în care prezintă lumea satului din urmă cu aproape 8 decenii. Foarte frumos că te-ai gândit, deci pe mine mă emoționează numai faptul că te-ai gândit, apoi că ai pus și în practică, uite, o scuză, o imagine frumoasă, domnul Valentin Smedescu, uitați încă o dată colaborarea dintre Biblioteca Județeană și Bibliotecile Publice. Este minunat, vă spuneam, prieteni dragi, că la Biblioteca Județeană, colegii, colegele noastre sunt implicați în foarte multe proiecte, în foarte multe activități de a pune în valoare patrimoniul cultural al județului și în special patrimoniul nostru de suflet, copilașii. Uite ce imagine frumoasă cu fetița noastră acolo. Încă o imagine minunată, mulțumim domnul Viorel Adrian Cherescu. Ce fetiță drăgălașă și bineînțeles că are și o diplomă de la Biblioteca Județeană. Voi alături de copiii din județ este minunat să ne putem aduce aminte de aceste momente frumoase alături de tinerii noștri care, de ce nu, mâine, poi mâine, vor fi în locul nostru, vor fi cei care sunt ambasadorii culturii vâlcene. Da, iartă-ne că revenim la carte aici, da, ne aflăm la Mănăstirea Cozia, că domnul Viorel ne dă și imagini și e foarte frumos. Uite o imagine iar deosebită, acolo este cu buletinul Maicii Domnului, da. Dar acum o să ne oprim totuși asupra cărții puțin, ca să prindem puțin din carte, că nu știu câte minute mai avem din emisiune, dar zboară timpul. Cele mai multe dintre lucrările premiate la concursul despre care vorbeam, Vâlcea Căzut de Rai, sunt cuprinse și în această carte. Una dintre aceste proze, pentru că trebuie să știți că în această carte sunt cuprinse gânduri ale copiilor din Păușești Mârlaș, transpuse în desene, proze și poezii. Una dintre prozele cuprinse în această carte se numește Natura prietena mea și dacă avem timp, aș vrea să vă... Nu, n-am înțeles din regie câte minute mai avem, că pe final... A, e perfect, avem timp, o să citim... Te rog frumos, poți să citim ce ai pregătit acolo. Sunt multe substantive în limba română pe care le îndrăgesc nespus de mult. Există însă, printre aceste substantive, unul magic care ocupă alături de alte câteva substantive, precum mamă și țară, etajera de sus a sertărașului cu substantive neprețuite din sufletul meu. Acesta este substantivul natură. Substantivul acesta magic mă fascinează tot timpul, indiferent de anotimp, pentru că e meșterul cel mai scusit din câți există pe pământ. Lumea e plină de spectaculoasele rezultate ale muncii sale. Aurora boreală, râul celor cinci culori, cascada Bigger, lacul ochiul Beiului, sunt doar câteva minunății care îmi vin acum în minte, pe care le-a dăruit cu mare îndemnare natura, ni le-a oferit și ni le oferă înspre încântare, atâta timp cât îi suntem prieteni. Nespus de frumoase sunt aceste frumuseți naturale, dar pentru că nu le-am văzut în realitate niciodată, deși nu mă îndoiesc de măreția lor, nu voi înșira despre ele gânduri pe această coală de hârtie, ci voi scrie despre frumusețile naturii de lângă mine, pe care le văd și le simt cu ochi și suflet de copil, tot timpul, indiferent de anotimp. O astfel de frumusețe este pentru mine, de exemplu, răsăritul grăbit al soarelui de după dealurile care străjuiesc satul meu natal, răsărit care transformă pentru o clipă roa din grădina mea în neprețuite diamante și strecoară razele soarelui pe fereastra camerei mele. Acestea, îmângâie chipul, poposesc un moment să-și admire strălucirea în cana mea cu ceai și apoi îmi spun cu blândețe, bună dimineața, așa ca să-mi fie ziua plină de lumină. Curcubeul magic, ivit de niciunde după ploile repede de vară,
stă să anunțe liniștea și pofta de viață a tot ce respiră sub bolta cerească, e un alt spectacol încântător pentru mine, realizat de natură pentru bucuria noastră. Toamna, cu voalele de frunze țesute fără cusur în nuanțe roșiatice și maronii, sunt fascinante, unice. Frumusețea lor poate fi întrecută doar de imaginea impresionantă a globului de foc al soarelui, care se duce somnoros la culcare, trăgând cortina nopții peste lume. Natura este și un sculptor neobosit și de neegalat, care sculptează fără dată și pentru neric adevărate opere de artă. Am descoperit cu uimire și încântare această abilitate a naturii anul trecut, când am vizitat peștera Muierii. Grația și perfecțiunea absolută a fulgilor de nea, pe care natura îi trimite cu dărnicie în fiecare iarnă pe ulița mea, creează spectacole de dans a căror coreografie e unică, mirifică. Ba mai mult, în nopțile geroase de iarnă, natura realizează, fără ac și fără ață, cele mai frumoase și mai fine broderii florale din câte există în lume. Vara, natura umple cu parfum și culoare totul în jurul meu. Parfumul florilor de tei din Dumbravă, al crinilor imperiali și al reginei nopții din grădina mea îmi miresmează zarea și fac din natură cel mai priceput creator de parfum. Tablourile cu masângerii și infinite flori de câmp migălite pe imense pânze la orizont transformă natura într-un pictor fără vreun defect. Dacă n-ai văzut și n-ai simțit nici când toate aceste creații ale naturii, înseamnă că trăiești într-un spațiu în care oamenii merg cu capul plecat, cu spatele încovoiat de greutatea gândurilor negative, a grijilor de tot felul, oameni cărora le totuna dacă cerul e senin sau gri, dacă a mucurit pădurea sau dacă ramurile sunt uscate sau frunzele sunt cenușii. Și dacă tu vei accepta invitația noastră, vom continua să vorbim despre această carte minunată, dar până atunci trebuie să spunem că cine dorește să afle mai multe despre creațiile copiilor cuprinși în această carte, pot să vină la noi la bibliotecă, o pot găsi la tine la Păușești Măglași și încă o primire, draga mea, n-ai avut timp sau pot din pricină de emoții, în această carte știu că este cuprinsă și o creație a fiului tău și te feliciți pentru acest lucru. Știu că trebuie să ne grăbim, știu că așa cum am precizat la începutul anului 2020. Un eveniment frumos a fost derulat acolo, organizat de doamna Iuliana Mateescu. Vom mai vorbi pe seama acestei localități. Îi mulțumesc Ioanei pentru participarea la această emisiune, cu speranța că încet, încet ne vom face rocada și pe final avem încă o prietenă dragă sufletului nostru, că vom încheia într-o notă ca de obicei optimistă și pentru a întregi puțin atmosfera de final, am să-l rog pe domnul Viorel Adrian Cherescu, pentru că Ioana a pregătit și un frumos filmuleț la unul dintre proiectele sale. Domnul Viorel, o să vă rugăm frumos dacă e posibil să derulăm și filmulețul. Este minunat.
un chip luminos și frumos, un om talentat, un bibliotecar devotat, aș spune, Ioana Boran. Mi-este drag să vorbesc de fiecare dată despre localitatea Păușești-Măglaș și mă bucur că Ioana a reușit să vină în emisiunea noastră. Își va lua la revedere tot printr-o melodie frumoasă, pentru că avem în mijlocul nostru pe doamna Tatiana Mărcoianu, martoră la unele din evenimentele desfășurate la Păușești și ultima dintre ele a fost acea șezătoare și lansare de carte. Dar înainte de a-i da cuvântul Tatianei, vă spuneam că avem cântare cărții. Vă spuneam că Biblioteca Județeană este cunoscută și recunoscută la nivel național și încă o dovadă în plus, am adus aici două dintre antologiile care au apărut anul acesta. Una dintre ele se numește Vis cu Nichita, este coordonată și realizată de domnul ambasador George Călin, un om de cultură, un poet remarcabil de la București. O altă antologie, Clepsidra cu sentimente, realizată de doamna Mariana Moga de la Sebeș. Aceste cărți au în cuprinsul lor și două din textele trimise de mine în numele bibliotecii și sunt publicate în aceste cărți, pentru că la Biblioteca Județeană, așa cum știți, dragi prieteni, noi veghem ca scrisul vâlcean, ca istoria acestor locuri să fie cunoscută, apreciată pretutindeni. Tocmai de aceea, pe ultima 100 de metri, cum se zice, am să o rog pe Tatiana Mărcoianu să ne mărturisească câteva dintre gândurile și ideile sale de la evenimentele la care a fost părtașă, să spunem. Bună ziua, dragii noștri, bună ziua, draga mea, Zenobia. Vreau să spun că noi suntem împreună de atâția ani și evenimentele, normal, fără noi nu miroasă primăvară. Suntem exact ca, cel puțin eu, tu ești coordonatoarea și cea care inițiezi proiectele acestea frumoase, dar eu sunt exact ca Gheorghe ăla din banc, știi? Era Gheorghe pe plantație și săracul el era acolo, cum să zic, oaia neagră de informație. Cine greșește Gheorghe, cine greșește Gheorghe? La sfârșit zice patronul, domnule, Gheorghe trebuie să ia bănuții. Păi de ce? Pentru că Gheorghe a muncit. Adică, final, dacă muncești, trebuie să fii și răsplătit, nu? Adică sunt prezent aici pentru că, într-adevăr, sunt atâtea evenimente la care am participat împreună și normal că am și eu un cuvânt de spus, nu? Din prezentă. Am fost acolo în preajma acestor activități și în mijlocul acestor persoane minunate. De altfel, ne bucurăm că avem colaborare cu acești oameni minunați și să dea Dumnezeu în continuare să... Da, da, ai văzut, Tatiana, cred că tu ai și participat la acele festivități din fiecare primăvară undeva, cred că în luna iunie este acel festival al Teiului. Oamenii gospodari de acolo, pe mine totdeauna m-au impresionat prin modestie, simplitate, dar și prin fapte. Și putem spune că la Păușești, Măglaș, localitatea se schimbă de la un anotimp la altul, îmbracă haine de sărbătoare, pentru că oamenii sunt gospodari, că peste tot întâlnești flori, dar și chipuri zâmbitoare, copii frumoși, copii educați. Am putea spune că meritul pentru toate acestea sunt ale primăriei, ale domnului primar, ale celor care veghează copiii să fie bine educați, ale părinților, ale locuitorilor și nu în ultimul rând un rol frumos în educația generației de mâine. Revine și doamnei bibliotecar Ioana Goran. Ți-amintește de lansarea de carte? Te rog frumos așa, da, o aducere aminte de suflet. Foarte frumos, la care au participat foarte mulți copii, domnul primar, domnul viceprimar. Chiar mi-a plăcut că, într-adevăr, oamenii sunt foarte activi și sunt alături de persoanele care, într-adevăr, vor să inițieze ceva. Și ăsta este mare lucru. Pentru că, de multe ori, degeaba vrei tu să obții ceva, degeaba ești tu bun, dacă, într-adevăr, nu ai o susținere.
Corect, și felul în care copiii s-au pregătit, de fapt, cadrele didactice au avut atunci și un frumos spectacol. Iar în sală au fost de la părinți la bunici și atmosfera a fost una de o înaltă ținută, în primul rând umană și în al doilea rând o ținută de prestigiu, pentru că și evenimentul în sine era dedicat comunității, era o carte realizată de oamenii din localitate, așa cum spuneam, Ioana Goran, tatăl domniei sale și nu în ultimul rând fiul său. Am apreciat modestia și bunul simț al Ioanei, că m-a lăsat pe mine să spun despre creația fiului său. Asta nu pentru că eu trebuie să fiu cea care aduce veștile frumoase, ci pentru că eu apreciez eforturile sale. Știu că nu este ușor să fii în mijlocul copiilor talentați, pentru că atunci când ai nevoie să captezi atenția unor copii inteligenți, tu trebuie să fii mai presus de ei. Iar eu am văzut acolo o comunitate de elevi isteți, cum se spune în termeni populari, și dornici să învețe. În același timp, biblioteca este dotată cu calculatoare. Este una dintre bibliotecile la care noi de la județ, cum se spune, mergem cu drag, și așa cum am văzut, Ioana este cea care ține aproape să aducă în actualitate istoria și comorile localității, așa cum o fac și alți colegi. Mi este drag să spun, la Glăvile ai fost alături de mine, la Glăvile, unde Maria Catană se ocupă ca dera de lumină lăsată de Mitropolitul Bartolomeu Anania să fie veșnică, precum o flacără aprinsă în veșnicia și în amintirea acestor oameni de valoare. Ți-amintești de Glăvile, vorbeam? Exact, niște oameni minunați și acolo. Și iar vreau să spun că m-am bucurat efectiv de ospitalitatea pe care am, de care am avut prilejul să... Am întâlnit să peste tot, da, 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 da. Probabil că, exact cum spun eu, de fiecare dată omul sfințește locul. Cu cât ești bun, cu cât ești un om care vrei să faci într-adevăr ceva, primești, adică oferi și primești. Nu este simplu, pentru că de multe ori o oferi și nu prea primite lucrurile așa precum ai vrea tu să fie primite. Dar, într-adevăr, este loc pe pământul ăsta pentru noi toți și trebuie să facem exact cum simțim noi. Satul rămâne, Satul Vâlcean, cum spuneam în titlul ediției de astăzi, a fost foarte bine cântat și evocat anul trecut. Ai fost martoră la întâlnirile noastre de pe cuprinsul județului, dar și la evenimentele la care am participat în țară și încă o dată remarcăm rolul bibliotecii, rolul bibliotecarului, colaborarea dintre bibliotecă, școală și comunitate. Tocmai de aceea, la Biblioteca Județeană, colegii colegelor mele sunt cei care colaborează cu teritoriul, cum spunem noi, coordonarea domnului, coordonarea vine în același timp și la inițiativa domnului director, conferențiar universitar dr. Remus Grigorescu. Este bine ca ideile să fie întotdeauna gândite frumos și dezbătute, pentru ca ele să vină așa cum se cuvine, în sprijinul tuturor. O imagine frumoasă și mă bucur că o avem acolo alături de noi și pe doamna Iuliana Matescu. Probabil că într-o altă ediție a emisiunii Cântare Cărții vom dezbate pe mai pe largă și celelalte evenimente care s-au desfășurat la Păușești Măglaș, pentru că ne bucurăm și, uite, ne bucurăm că în această imagine l-avem și pe domnul Viorel Adrian Cherescu, cel care de fiecare dată a mediatizat aceste evenimente de o altă ținută morală și culturală. Și o să încercăm acum, doamna Tatiana, că timpul ne presează, să avem un final cu cântec și să ne interpretați o melodie. Da, pentru că este foarte greu să cânți așa în capela, dar de multe ori este și frumos, pentru că într-adevăr poți să ajungi mai bine la sufletul oamenilor. Am ales o melodie mai de suflet, așa, în care cu siguranță toată lumea se regăsește și fiecare dintre noi trecem prin momente așa în viață, dar este bine să putem să ne iubim unii cu alții și să
nu fie nevoie să stăm așa pe la uși, pe la ferestre, să întindem în gâtul așa ca girafele, nu? Să facem lucruri frumoase exact cum facem noi. Dar mi-am ales această melodie care este chiar foarte frumoasă și într-adevăr cu siguranță că mulți se regăsesc așa. Se numește Vezi mai lume cum e viața. Dar o melodie chiar frumoasă, care eu zic să fie frumoasă. Vezi mai lume cum e viața, mi-ai umplut de lacrimi fața. Eu scând să te înveselești, tu ești rea și mă vorbești. De ciudă s-or pus urâții, ca să-mi numere drăguții. Eu-ți dă vina că-s cu minte, ei sărăi și nu au minte. Lasă lume, zice vrei, tu ai oameni buni și răi. La toți le-am cântat de bine și vorbesc rău de mine. Le cânt și de-acum înainte să le dea Dumnezeu minte. Și de-aș fi moartă pe prag, tot am să le cânt cu drag. Mulți ori vrut să călcăm iarba, dar s-or chinuit degeaba. De ciudă că nu i-am vrut, m-or vorbit mulți de urât, mă. S-or visat la mine în brață și acum mă urăs pe față. Ciudă-li, dar n-am ce face, eu iubesc pe cine-mi place. Lasă lume, zice vrei, tu ai oameni buni și răi. La toți le-am cântat de bine și vorbesc rău de mine. Da, așa este lumea. Le-am și de acum înainte să le dea Dumnezeu minte. Și de-aș fi moartă pe prag, tot am să le cânt cu drag. Așa e lumea, cu bune și cu rele, important e să fie iubire, important e să fie înțelegere. Acesta este un cântec din repertoriu popular și tocmai de aceea vorbeam sat și îți mulțumesc frumos. Prieteni dragi, vă aduc încă o dată la cunoștință că în mijlocul nostru a fost Ioana Goran de la Biblioteca Publică din Păușești-Măgla și îi mulțumesc frumos pentru prezență. Dumneavoastră, vă mulțumesc pentru aprecieri, vă mulțumesc că existați. Este frumos să spunem că până la proxima întâlnire vă iubim, vă prețuim și vă așteptăm să ne urmăriți de fiecare dată. La revedere!